primii sunt jumătate Moldoveni, jumătate Sirie. Bă, dar n-a zice că era greu. 4-5 luni poți să... poți să începi a vorbi. Te descurca în orice caz. Da. Cetățenii Republicii Moldova, limba română, în comparație cu cetățenii străini. În ce sens? Adică dacă vorbesc ei corect, dacă nu folosesc, nu știu. Păi vorbind de limba română, nu prea vorbesc corect, dar, dar vorbind de moldovenească, asta e limba maternă, adică a lor, care nu vorbesc ca moldovenească, dacă română n-ar zice că, că e așa de reușit de ei vorbesc, adică moldovene. Adică cum? Există o limbă moldovenească și o limbă română sau? Nu, nu, există un dialect, un dialect moldovenesc și un dialect român, da, mai degrabă, da. Asta e. Deci cetățenii noștri nu vorbesc curat limba română? Nu, 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 nici pe aproape. Sunteți în asta, de acord, cred că nu? Eu vă întreb pe dumneavoastră, sunt de acord de asta și vă întreb. Păi da, nici pe aproape nu vorbesc. Ați remarcat careva greșeli foarte mari? Adică... adică ce greșeli anume fac ei? Aici nu e vorba de greșeli, e vorba cu un, de, de, un, de un dialect cu tot altul, să vedeți? Greșeli. Da, cam asta e, un dialect cu tot altul. Da, în care activez și eu... și sunt examinatorul la cunoașterea Constituției, s-a decis cineva, cred că la nivel de guvern sau la nivel de Ministerul Educației Republicii Moldova, s-a decis din care considerente nu vă pot răspunde, dar s-a decis că testele să fie alcătuite în două ori, în română și în rusă. Vreau să obțin și cetățenie publică. Moldova, doar ce merit Moldova să te arame. E de ani legal aici, n-am părăsit țara, n-am încălcat niciodată legea. Nu sunt ca unii care cercesc pe drum. Am muncă stabilă și sunt căsătorit. Ai planuri ceva de viitor, nu știu, referitor la Moldova? Să vedem. Trec întâi ce am aici examenul la Constituție și la limba, la limba română după aia. Azi facem un plan. Ceva, au ce să țin aici. Și totuși nu cunosc limba română, limba de stat. Nu, sincer, asta e chiar prostis, să zic eu. Vă dați seama, te duci undeva, de exemplu, la noi este o experiență care spune când te duci într-o țară sau într-un sat, lumea dansează picior și sânc, trebuie să dansezi tu la fel. Dar fi... sau chiar e rușine să te duci într-o țară, să nu... faci măcar un efort să se învieți limba de stat. Iar că sunt și moldoveni, nu numai străinii, dar moldoveni care sunt aici și nu vorbesc limba care e limba lor. Pentru mine, păcat. În prima probă, orice persoană care dorește să devină cetățean al Republicii Moldova face dovada că cunoaște prevederile Constituției, drepturile și obligațiile acestei țări și prin cea de-a doua probă face dovada că se poate integra social și respectiv profesional.